În timp ce vorbeau frații, m-am gândit dacă mi s-a întâmplat vreodată să mă rătăcesc. Vorbeam cu cineva recent și îmi spunea că în anumite zone ale lumii, dacă te-ai rătăcit, nici GPS nu te mai găsește. Nu mai există semnal. Nu mai poate veni nici elicopterul. Te-ai rătăcit vreodată? Mi amintesc că eram în Paris, împreună cu Alexandra, eram la o familie și un frate m-a rugat să mă duc cu el unde muncea în ziua aceea și apoi să mă întorc înapoi în familia unde eram cazați. Și s-a dus metrou, s-a dus, s-a dus, s-a dus. Și la un moment dat n-am mai recunoscut zona. Am intrat așa într-un soi de sperătură, cum m-a speriat. Când te rătăcești, nu ți simplu. Dacă te rătășești prin Cluj, te mai găsești cumva. Dacă te rătăcești în Chicago, în Londra, cam dacă n-ai mai fost niciodată, te sperii. Ce să faci când te-ai rătăcit? Recunoaște asta, se spunea. Trebuie să recunoști că te-ai trebuie să-ți dai seama că nu cunoști zona. Trebuie să realizezi că unde ești tu nu e în regulă. Că nu acolo trebuie să fii că tu nu ești în poziția corectă. Și ce zicea profetul Isaia? Noi, noi, rătăceam cu toții ca niște oi, adică nu aveam direcție, nu aveam sens, nu aveam biruință. Nu eram doar sclavi, eram mai jos decât sclavii care pot măcar să meargă la stăpânul lor și când au o problemă o rezolvă cumva. Rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar cineva și arătat palmele. Cineva și-a deschis brațele, cineva s-a uitat în ochii noștri, cineva ne-a recunoscut. Se spunea, cineva ne-a smuls din robia păcatului și ne-a așezat sub robia Domnului Isus Hristos. Cineva și-a făcut de lucru cu noi. Vreți să spuneți în această seară din toată inima glorie lui Isus Hristos? Slăvit să fie Domnul! Dacă te-ai rătăcit, dacă ți-ai dat seama că ai fost sclavul diavolului, dacă ți-ai dat seama că altcineva te stăpânea decât Dumnezeu, este seara în care trebuie să recunoști este seara în care trebuie să regreți să-ți spară rău. Să realizezi că nu e ok unde te afli. Nu rămâne acolo, fă o ce ține de tine, smulge-te din contextul acela, pentru că trebuie să mai faci ceva. Renunță la prezent. Se spunea deja: ai ajuns să fii Sfânt al lui Dumnezeu, Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că păcatele tale au fost iertate. Pentru că viața ta trecută a fost transformată și ai fost răscumpărat prin sângele lui Isus Hristos. Ai primit har, pace, ai ajuns în prezența lui Dumnezeu, ești un canal prin care curge apa vieții. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, Domnul să ne atingă în această seară, haideți să stăm ridicați cu toții. Haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu și dacă mai există duhuri de rătăcire, cum spuneam deja, dacă există vânturi de învățătură, dacă mai există oameni care au apucat-o pe direcții greșite, se spunea despre calea lui Balam pe care a rătăcit unii, să știți că în această seară există cineva care îți poate redirecționa viața. Există cineva care are putere de eliberare. Poate în casa ta e cineva care a rătăcit de care are sfântă, cum se spunea despre firii risipitori. Poate ai zis despre cineva din casa ta, nimeni nu-l poate salva. A ajuns prea departe de Domnul, nu mai are nicio soluție, niciun sors de izbândă. Bazat pe cartea aceasta sfântă, Biblia, îți spun din toată inima, Iisus Hristos este soluția. Iisus Hristos este soluția. Împotriva drogurilor nu pot psihologii. Nici din ce nu reușește în să-i elibereze pe toți drogații. Cine eliberează drogații poartă numele Isus Hristos lăudat să fie în numele Lui. El vindecă bolile, El transformă vieți. O, oh, Domnul să intre în cercetare. Poate ai nevoie specială de atingerea Lui Dumnezeu în această seară. Poate cineva din casa ta rătăcit și nu mai reacționează la niciun stimul. Nu mai ascultă Evanghelia, nu mai vrea să audă de biserică. Nu-i mai pasă dacă cineva îl pune deoparte sau îl scoate dintr-un registru membral dintr-o biserică. Zice, lăsați-mă în pace cu voi și cu biserica voastră. E cineva care poate coboră la nivelul lui. Cine crede asta să zic amin. Slăvit să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul Poate ai o cauză în casa ta Pentru care vrei să ne rugăm Pe lângă acest bilet care a fost adus înaintea Domnului Aș vrea să ne rugăm special pentru Sora Briciu Ana Ne scrie Iulia Bunica ei și a celorlalți Cum e numită în familia Bojor Mama Ana, e internată la Institutul Inimii Domnul să o vindece Domnul să scrie vindecare în dreptul dumneai ei Este în vârstă A dus multe poveri de-a lungul timpului Cred că Domnul poate să o vindece Credeți și dumneavoastră? E timpul să ne rugăm pentru...